Doamnelor, domnilor, continuăm seria dialogurilor noastre academice, găzduite de către TVR Cultural. Și astăzi am deosebită plăcere și privilegiul să discut cu domnul academician Cătălin Zamfir, cel mai reputat sociolog român, membru al Academiei Române, al secției de sociologie, științe economice și științe juridice, profesor și al generației mele, trebuie să spun. Din nefericire, eu, când urma să fac cursul cu domnia sa, domnia sa s-a transferat de la Universitatea din București la Politehnica din București la acea vreme, însă i-am citit cărțile de filozofie socială. Chiar am o amintire foarte plăcută, sunt sigur că noastră nu mai țineți minte, că era un episod foarte nesemnificativ. Am văzut prima oară cartea lui John Rawls, A Theory of Justice, la dumneavoastră, aveți un exemplar, asta era prin 1982-83. Și ați fost foarte generos și mi-ați împrumutat acea carte și acum țin minte cum arăta cartea, pentru că eram impresionat, nu numai de... Nu mai țin minte. Nu mai țineți minte. V-am restituit. Știți că nu e la mine bibliotecă, am niște ediții mai noi, însă în 1982-1983 știam foarte bine cărțile mea voastre de teorie socială, filozofie socială, volumul de filozofia istoriei, pe care l-ați publicat înainte de 1980. Deci generația mea, generația noastră a învățat de la dumneavoastră ce înseamnă cercetare în domeniul social. Acum, discuția noastră, în primul rând, se va axa pe lucrările, pe contribuțiile dumneavoastră la acest domeniu, dar aș vrea să discutăm și în calitatea pe care o aveți de director al Institutului de Cercetare a Calității Vieții, un institut care a luat naștere chiar în ianuarie 1990, la începutul unei istorii noi a României. Iată, și în Academia Română apărea un institut cu un profil de cercetare socială, dar cu totul nou în peisajul românesc. Prin urmare, bun venit, domnule academician. Mulțumesc și pentru invitație, mulțumesc. Aș vrea să ne spuneți mai întâi câteva cuvinte despre parcursul dumneavoastră academic, începând din anii 70, și ce însemna atunci sociologia și ce înseamnă mai ales astăzi. De fapt, ce se întâmplă? Bun, eu am terminat facultatea mai devreme, în 62. Deci am aproape 60 de ani de vechime în sociologie. În fine, de la început eu mă ocup de problemele sociale, sociologie, și asta am făcut. Asta am făcut toată viața. Da, vorbeați despre acest institut și vreau să zic câteva vorbe despre el, pentru că este un institut foarte interesant. De la lui istorie. Într-un fel, ideea institutului a apărut în anii 70-80 în România. Ce s-a întâmplat atunci? România trecea într-o perioadă de criză a sistemului comunist. Am petrecut un an într-un institut important din America. Acolo ei lansaseră un nou program de cercetări, calitatea vieții. Era un program cu totul și cu totul nou. Se scria mult despre filozofia calității vieții, dar la acel institut s-a lansat un program de analiză sociologică, o metodologie de evaluare a calității vieții a populației și așa mai departe, și de acolo am luat și metodologia pe care i-au utilizat-o și am adus-o aici. Ce s-a întâmplat cu acest program? E interesant că acest program a cam dispărut, pentru că și în Occident, ideologia neoliberală a cam marginalizat tematica socială. Socialul este un fel de rezultat al economiei care crește. Deci n-a mai fost interesul nici în America prea mult pe calitatea vieții. Când m-am întors în România, în Europa, nu prea se vorbea despre calitatea vieții, nu există așa ceva. În România, noi am considerat că e cazul să presăm puțin asupra sistemului. Era un fel de vis. România intrase într-o criză teribilă, mai ales în anii 70, se prăbușise standardul de viață așa mai departe, și noi sociologii am zis că haide să presăm asupra sistemului și să reconsiderăm ideea de calitate a vieții. Și am făcut la sfârșitul anilor 70 o cercetare mare. Cred că a fost alături de cercetarea făcută din America, este a doua mare cercetare sociologică pe calitatea vieții din lume, în anii 70, la sfârșitul anilor 70. A fost un
un eșantion, vă dați seama, de 1800 de gospodării, fără bani. Atunci se făceau toate lucrurile fără bani, pentru că nu existau finanțări. Așa, cu sprijinul celor interesați de această tematică. Cu foarte mult entuziasm. Cu foarte mult entuziasm. Am făcut cartea, numai că a fost o problemă întreagă cu publicarea ei. Pentru că în acel context suna ca naiba ideea de calitate a vieții și nicio editură n-a vrut să o publice. Și după multe, multe discuții și presiuni și așa mai departe, de mea, în 1984 s-a publicat cartea. A fost o carte care a avut un impact, un impact foarte, foarte important și de aceea ideea de calitate a vieții a rămas în mintea, să zicem, generației acelea. Și de aceea, după Revoluție, imediat, profesorul Postolache și-a dus aminte de această carte și a avut ideea de a... El a înființat acest institut de calitate a vieții. Senzația mea este că la ora actuală este pe departe cel mai mare institut de cercetare cu această tematică a calității vieții din lume. Mai sunt colective de cercetare, dar este un institut mare. Un institut dar după 1990 v-ați propus să continuați metodologia pe exact, care ați abordat exact, problematica când v-ați întors din Statele Unite în 70? Exact. Păi imediat atunci am făcut, deci în 21 de ani s-au făcut 13 evaluări pe eșantioane naționale a calității vieții. Am și publicat lucrările. Câți cercetători aveți atunci în institut? 80, cam așa ceva. Cam așa. Acum suntem 69, da. Deci, un institut mare. De la început trebuia să fie de 120 și noi speram că o să ajungem imediat în câțiva ani la 120 de salariați. Deci, atunci au fost și resurse. Pentru că entuziasmul Revoluției a fost, de fapt, visul Revoluției, calitatea vieții. Și s-au făcut aceste cercetări, s-au publicat foarte multe lucruri. Deci asta a fost istoria institutului. Dar ce vreau să vă întreb? Mi-a venit chiar acum în minte această analogie. Probabil că nu e o legătură directă. Și cu siguranță metodologia pe care ați cunoscut-o și ați cercetat-o în Institutul American n-avea legătură cu acest fenomen. Am avut noi școala monografică a lui Gusti, care era interesată de cercetarea socială în ansamblu a unei comunități umane. Există anumite legături între această abordare a calității vieții, care e un concept integrativ, și ceva din filozofia școlii monografice, se pot crea anumite punți de legătură, da, chiar dacă ele nu au fost concepute. Era oarecum o altă abordare, pentru că visul lui Gusti a fost un vis extrem de interesant. El a vrut să creeze o mișcare socială și științifică de creștere a comunității românești. A început cu satele, deci monografii în sate. Visul lui era să se facă monografii în toate satele din România, să facă și monografii ale orașelor și ele împreună să creeze un fel de imagine a societății românești ca bază a unui proces de dezvoltare socială. Deci era o abordare extrem de complexă, demografică, economică, istorică, sociologică și mai departe. Putem conceptul de calitate a vieții aceste dimensiuni. Da, sigur că da. Ideea de calitate a vieții încă nu exista pe atunci. Da, exista standardul de viață, care era o problemă foarte importantă, da. Trebuie spus că acest concept de calitate a vieții era folosit demagogic și înainte de 1990, se vorbea în continuu, se insista asupra creșterii calității vieții în condițiile în care, de fapt, calitatea vieții scădea în continuu. Bineînțeles. Da. Abia după 1990 ne putem pune problema în mod real cu privire la creșterea standardului și creșterea calitativă a dimensiunilor vieții noastre. Nu? Da. Care au fost primele cercetări pe care le-ați făcut după 1990? Vă spuneam că, în primul rând, am lansat evaluări, speram să fie anuale, n-am reușit chiar atâta, anuale a calității vieții populației pe eșantioane naționale și s-au publicat aceste rezultate. Dar, pe lângă aceasta, ne-am concentrat pe câteva domenii care erau foarte importante ale schimbării societății românești. Un domeniu, o direcție foarte importantă a fost politicile sociale. Rolul statului în schimbarea societății românești și relansarea societății economiei și societății românești. Noi am introdus
în România tematica politicilor sociale și am publicat cărți fundamentale în anii 90 pe tematica aceasta politicilor sociale. Alături de politicile sociale am lansat atunci și o serie de cercetări pe problemele critice cu care societatea noastră se confrunta pe atunci. În primul rând, de exemplu, sărăcia. Noi am lansat prima cercetare în România pe tema calității vieții. Am publicat o carte în 94, a avut un impact foarte mare. Am făcut și cercetări pe tema copiilor, a tinerilor, de asemenea. Acum, recent, în institut avem un program mare pe problema vârstnicilor. Deci cam asta este tematica institutului. E foarte interesant de observat și mă aduc aminte că ați susținut acum un an, poate ceva mai mult de un an, un discurs la Academia Română în care ați prezentat evoluția cercetărilor de sociologie în România împletită cu propria noastră activitate. Dacă nu greșesc, era chiar discursul nostru. Exact. Și ceea ce m-a surprins atunci, dar reflectând asupra acestei teme, mi-am dat seama că sunt foarte organic corelate. Ideea de dezvoltare, de calitate a vieții sociale cu ideea de criză. Și este o altă dominantă a cercetărilor noastre. Recent ați și publicat o mică monografie, mică ca dimensiune, nu ca importanță, asupra crizei. Cum anume ați reflectat dintr-o perspectivă mai generală, filozofică, axiologică, asupra cercetării pe care o face sociologul și la nivel teoretic, dar și prin implicațiile directe cu comunitatea Roma, cu copiii, cu vârstnicii. Da. În ce fel ideea de criză intervine totuși atunci când evaluezi stadiile de dezvoltare ale calității? Mă bucur că ați ridicat această problemă pentru că noi am propus, să zicem, o nouă perspectivă. O schimbare, ca să zic așa, de paradigmă. A dominat și încă oarecum domină ideea că tranziția este un proces pozitiv, cu o strategie clară și corectă. Sigur că apar dificultăți în evoluția tranziției. Așa că un fel de mers triumfal al istoriei, exact, către adevăr. Crizele vin mai degrabă de afară. Iată că a venit, în fine, criza sănătății, a venit criza externă. Ne-am analizat la institut ce se întâmplă cu evoluția societății românești în raport cu celelalte societăți în tranziție europene. Și ne-am constatat că, de fapt, și am adus argumente foarte solide, că, de fapt, România și cu Bulgaria au avut o altă evoluție în perioada de tranziție decât celelalte țări europene în tranziție. Această evoluție s-a datorat unui anumit context internațional. Țările în tranziție din centrul Europei erau mai apropiate de Occidentul European și sub influența relațiilor puternice cu vestul Europei, și ei au adoptat mai mult modelul european-occidental. România și cu Bulgaria au fost de la început și încă, din păcate, și acum influențate foarte mult de instituțiile internaționale, Fondul Monetar Internațional și Banca Națională. Aceste instituții au venit cu o altă viziune neoliberală. Și această viziune a dat și profilul societăților noastre. Se vede și în evoluția economică și în evoluția socială și politică a țărilor noastre. Aici apar o diferență foarte mare. De aceea, această carte, noi punem în discuție următoarea întrebare. Nu e cumva momentul să regândim întreaga strategie a tranziției noastre? Dacă nu cumva trebuie realmente să ne apropiem de modelul vest-european, care este un alt tip de model decât cel neoliberal. Asta este toată problema. Adică un model care să aibă o înțelegere mai adecvată asupra pregnanței caracterului social. Exact, exact. Și ce spuneați puțin mai devreme, am reținut că ați spus că
un institut de cercetare a calității vieții nu mai poate fi posibil într-o lume care e dominată de modelul neoliberal, pentru că acolo ideea este că economia rezolvă tot. Exact, nu mai avem nevoie de politici sociale de altă natură, pentru că totul vine oarecum... Da, exact, încă domină ideea că... Cauzal, așa, oarecum exact, fatal din dezvoltarea exact economică. Sigur că sunt probleme sociale, dar, de fapt, există un cost social inevitabil al tranziției. Nu ne facem o problemă, că există sărăcie, că există probleme sociale, dar ele sunt probleme colaterale. Care sunt costuri fi... inevitabile, costuri da inevitabile. Punctul nostru de vedere al institutului nostru a fost de la început că e nevoie de o abordare distinctă a problemelor sociale. Că programul de tranziție, de schimbare socială, pe lângă reforma economică, trebuie să aibă în vedere și starea socială a comunității. Da, deci reflectând dintr-o perspectivă mai filozofică, epistemologică, există ceva ireductibil în exact cercetarea exact de natură exact socială. Adică exact nu poate exact fi substituită în totalitate exact de exact cercetarea exact economică. Și de aceea n-am accentuat, de exemplu, și rolul politicilor sociale, pentru că toate datele arată că în România sunt subdezvoltate. Educația, sănătatea, cercetarea științifică la pământ, asistența socială, vin NGO-urile, au subdezvoltat serviciile de asistență socială publice. Deci ideea este că e nevoie de o schimbare de viziune și un accent mai mare acordat politicilor în domeniul social. Foarte sugestiv și foarte interesant, ascultându-vă acum, vine în minte o legătură, o analogie, poate mai puțin aparentă, mai puțin evidentă, și cu felul în care a evoluat învățământul universitar și cu importanța care este acordată de multe ori anumitor direcții și discipline în detrimentul altora. Vă spun concret la ce mă gândesc și sunt foarte interesat de părerea și de reacția dumneavoastră. Nu cu mult timp în urmă, o distinsă clasicistă și filozofă din Statele Unite, Martha Nussbaum, a scris o carte, nu e tradusă încă în limba română, De ce democrațiile au nevoie de științe umaniste, de umanioare, cum le numesc. Why democracy needs the humanities? Nu era o întrebare retorică, mai degrabă era o întrebare polemică. Pentru că Martha Nussbaum... polemică, e interesant. Polemică. Pentru că Martha Nussbaum și alți reprezentanți importanți ai universităților americane și numai de acolo arată că un declin cultural istoric al unui model educațional în care este recunoscută importanța științelor umaniste, merge împreună și cu declinul democrației. Și ideea că doar creșterea, să zicem, venitului național sau a produsului intern brut poate să rezolve într-un mod automat sau, să zicem, fatal orice problemă socială și culturală este o idee profund eronată. Dacă asta e legată sau nu de modelul neoliberal, sigur că e de discutat. Dar dumneavoastră insistați asupra limitelor acestui model neoliberal. Deci, iată, ceea ce pe de o parte vedem în viața reală, în societate, nu? Criza educației, criza sănătății, criza multor altor sisteme publice, fără de care nu poate exista viață socială, merge împreună și cu o universitate care s-a concentrat aproape obsesiv numai pe cultivarea tehnologiei, pe cultivarea ceea ce se numește STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics, în detrimentul cultivării sociologiei, istoriei, științelor umaniste și așa mai departe. Deci este ceva mult mai adânc, mult mai profund și oarecum... Observația noastră este foarte corectă, dar putem da vina pe sistemul universitar. Universitatea a răspuns la solicitarea societății. Deci societatea nu a avut nevoie de o viziune socială și nu a stimulat nici cercetarea în domeniul social, nici politicile în domeniul social. Asta a fost. Și atunci a fost și un impact asupra structurii universitare. Dar noastră, ca sociolog, trebuie să vă gândiți sigur și la ceea ce se va întâmpla. Adică, între anumite limite, puteți să faceți și o prognoză, chiar dacă nu una cantitativă, cel puțin una calitativă de schimbare a viziunii și a paradigmei. Credeți că există mijloace reale prin care am putea schimba aceste lucruri în sensul în care să se echilibreze oarecum balanța între aceste sisteme și mai ales în învățământul universitar să se dea rolul cuvenit și științelor noastre, care sunt socotite de multe ori mai slabe decât științele
naturii sau științele matematizate. Eu sunt convins, pentru că, de fapt, a zice așa, poate accentuând, în fine, această idee, tranziția românească a intrat într-o criză. Pentru că criza nu este numai în domeniul social, ci în domeniul economic. Pentru că, vedeți, vreau să vă dau un exemplu. Unii economiști tot vorbesc despre PIB, care tot crește. În ultimii ani, PIB-ul a crescut. Numai că e o problemă cu PIB-ul acesta. Pentru că PIB-ul este o măsură destul de laxă a economiei. Nu măsoară producția economică, ci măsoară mai degrabă schimburile economice. De exemplu, în ultimii ani PIB-ul a crescut artificial datorită impactului împrumutului. Ne-am împrumutat foarte mult. Împrumutul a avut un impact asupra consumului, dar generațiile viitoare vor plăti înapoi acest împrumut. Deci a fost o creștere artificială a PIB-ului. Economia a crescut oarecum artificial, nu real. Se vede foarte clar, pentru că domeniile importante ale economiei, a producției economice, industria, agricultura, au fost și sunt încă subdezvoltate. Deci o direcție importantă a creșterii viitoare a societății românești este o nouă viziune, e un deficit de politică economică. E foarte interesant. Noi nu avem o politică economică încă. Pentru că toate guvernările de până acum au fost dominate de ideea că economia românească este o parte a unei economii europene și că crește împreună cu economia europeană. Nu avem nevoie de o politică economică specială. Dar am dat seama că rămânem puțin singuri. Trebuie să ne reconsiderăm și interesul economic național, pentru că... De altă parte, au fost avantaje evidente în ultimii 30 ani. Sigur că da. Ale integrării noastre în economia europeană, economia mondială. Au fost foarte importante evidențe interese, care nu pot fi negate. Absolut, absolut. Dar pe lângă aceste avantaje ale integrării într-o economie europeană, trebuie să avem și în considerare interesul economiei naționale, pentru că starea populației, economica populației românești depinde de economie. Dacă economia creează locuri de muncă, o să vă dau un exemplu. Vedeți, în 1990 noi aveam 8.200.000 de locuri de muncă salariale. Deci 8.200.000 de salariați. În câțiva ani s-a prăbușit la 4 milioane, la mai mult de jumătate. Și nici acum nu depășim 5 milioane de salariați. Deci economia este subdezvoltată. Ar trebui o relansare și a economiei. În contextul, bineînțeles, în contextul european, dar avem nevoie și de investiții. Politicile publice și în domeniul economic sunt foarte importante. Pe de altă parte, da, știm că odată ce avem libera circulație a forței de muncă, segmente importante din populația României, oameni care nu au neapărat o diplomă universitară, ca să nu spun că nu au un doctorat, și au rezolvat problema plecând în Spania, în Italia și așa mai departe. Deci, da, dar vedeți, aici intervine... Ce vreau să spun este că atunci când nu există soluții sociale, oamenii găsesc soluții pe cont propriu. Oamenii sunt foarte raționali. Corect. Își cunosc corect. Foarte bine asta interesul. E în detrimentul interesului da. Comunității. Pentru că noi plătim, de exemplu, această migrație. România este una dintre cele mai mari exportatoare de forță de muncă. Care deci, nu e neapărat foarte înalt calificată. Da, deși acum au început să plece din ce în ce mai mulți oameni care au diploma exact, universitară, exact. Medici, profesori. Și avem o problemă. Inginerii care lucrează foarte mult. Un deficit de forță de muncă. Da. Deci, pe de o parte, ocuparea este foarte scăzută în România, dar oamenii pleacă și nu avem forță de muncă disponibilă. Deci, e nevoie de o nouă viziune și economică și o nouă viziune și a forței de muncă românești, pentru că munca în România produce și valoarea utilizată de sistemul public. De aceea, educația românească, sănătatea, cercetarea nu are resurse, pentru că economia nu oferă resursele necesare. Întoarcându-ne acum la institutul pe care dumneavoastră ați înființat și îl conduceți, Institutul de Cercetare a Calității Vieții,
Puteți să ne descrieți în câteva cuvinte cum este structurat, care sunt colectivele, direcțiile principale în momentul de față, deci nu în ultimii 30 de ani. Ce vă ocupați acum? Care sunt cercetările actuale și în viitorul apropiat? Noi nu am mers de la început din 90 pe departamente, pe o structură, să zicem, mai clasică, mai rigidă, ci pe programe de cercetare, și am vrut să răspundem mereu la ce am considerat noi că societatea noastră are nevoie. De aceea, de exemplu, avem câteva direcții foarte importante. Standardul de viață. Avem, de exemplu, cercetări asupra veniturilor, asupra consumului, cercetări de calitatea vieții, calitatea vieții și din punct de vedere al indicatorilor, să zicem, obiectivi, resursele economice ale comunității, dar și starea subiectivă a comunității. Noi avem o bibliotecă, cred că este unică în lume, am monitorizat starea socială a populației în această perioadă dificilă de tranziție. Avem rezultate, de exemplu, pe vreo 80 și ceva de indicatori sociali a stării subiective a populației. Satisfacția cu viață, fericire, atitudinea față de instituțiile publice și așa mai departe. Acum ne comparăm, de exemplu, starea de spirit a României cu starea de spirit a celorlalte țări europene, pentru că în ultimii vreo 3, 4, 5 ani și Uniunea Europeană a dezvoltat asemenea evaluări utilizând indicatori subiectivi ai stării calității vieții. Când în când și televiziunile ne oferă informații despre astfel de cercetări, exact. Cât de fericite și care sunt cele mai fericite. Toate aceste date internaționale confirmă, să zicem, ipotezele noastre, și anume starea de spirit, din păcate, a României este cea mai proastă din Europa, la distanță mare de celelalte țări europene. Aici e o părere personală, poate că greșesc, dar asta e ceea ce cred acum. Suntem și condiționați de foarte multe ori de mediile de informare. Chiar dacă anumite lucruri știm bine că au crescut, obiectiv vorbind, le măsurați dumneavoastră ca sociologi, faceți statistici sociale și arătați că din 90 până în 2023, acum, obiectiv vorbind, lucrurile n-au mers rău. Nu, și suntem într-o situație atât de bună încât n-am fost niciodată în istoria noastră. Dar întotdeauna vrem să le percepem într-o manieră negativă. Da, dar nu numai atât, pentru că și ce se întâmplă? Cresc și oportunitățile economice, crește și nivelul de așteptări. Adevărat. Pentru niciodată că omul nu va fi cu totul mulțumit de ceea ce are. Da, dar asta nu e numai individual, e o chestiune colectivă. Da. Intrăm într-o nouă societate, un proces de modernizare, de schimbare, sunt alte caracteristici care ne îngrijorează. Vă spuneam că gradul de ocupare e foarte scăzut în România. Ocuparea este o sursă a calității vieții. Dacă nu ai locuri de muncă, n-ai resurse. O sursă de satisfacție personală. Exact. Este o împlinire în faptul că faci ceva care... În plus de economia noastră oferă locuri de muncă slab pregătite și slab remunerate. Nivelul de salarizare este mic în România. Da. Venitul minim. Mic în raport cu media europeană, dar mai mare, să zic, decât în raport cu ceea ce era România acum 20 sau 30 de ani. Da. Mai că noi ne comparăm acum, în momentul de față, cu ce se întâmplă. După 30 și ceva de ani, pe nu, stați puțin, dacă comparăm și ce s-a întâmplat după război, după 30 de ani, deja era o creștere. Deci asta este una dintre marile probleme. Vedeți ce se întâmplă. Problema, de exemplu, a economiei actuale este că oferă locuri de muncă cu salarii foarte mici. Asta creează un decalaj între standardul de viață al României și standardul de viață din celelalte țări europene și creează o frustrare socială. Da, e foarte firesc să ne comparăm cu ceea ce se întâmplă acum în diferite țări. Ne comparăm generația mea cu generația părinților mei, ce se întâmplă acum 30 sau 40. Sigur că da. Sigur mă compar că da. Cu ce se întâmplă exact, cu generația mea exact. Acum. Exact. Senzația mea este că, în fine, guvernările actuale se vor concentra mai mult pe programe de creștere economică, care sunt vitale la ora actuală. Noi am ignorat
creșterea economică. Am ignorat investițiile în economie. Am considerat că investiția vine din Occident. Nu avem o capacitate încă foarte importantă de mobilizare a resurselor de capital intern. Anticipările dumneavoastră informate științific, ca sociolog, sunt mai degrabă optimiste sau pesimiste? Adică vă așteptați la crize majore în următorii ani? Nu am în vedere numai crizele politice și militare care sunt evidente. Nu, sincer, sunt foarte optimist pentru că criza creează nevoia de schimbare, de viziune. Da. Deci o presiune de schimbare orientării. Și cred că asta începe să se vadă și politic. Pe de altă parte se spune, și știu că e una dintre axiomele sociologiei, că o problemă este percepută în mod masiv ca fiind critică și ca fiind o problemă atunci când deja avem elementele de soluționare care acele probleme, altfel nici nu ne opunem ca pe o problemă. În denumirea sa, și asta este remarcabil, e cuvântul calitate, cercetați calitatea. Pe de altă parte, statistica socială se concentrează foarte mult pe indicatori care sunt măsurabili, care sunt cantitativi. E o chestiune foarte cunoscută de la Hegel încoace din știința logicii, cum, și de la Aristotel mai demult, cum dozezi raportul între calitate și cantitate. De multe ori impresia mea este că și economiștii, dar poate și sociologii sub puterea de influență a modelelor econometrice, substituie de fapt calității autentice doar cantitatea. Problema este totuși că, așa și cum spuneați, până la urmă calitatea vieții e și cum o percep subiectiv. Aici chestiunea de măsurare este mai greu de elaborat sau de articulat. Până la urmă, cum anume concepem din punct de vedere sociologic sau economic mai larg calitatea? Nu doar prin măsurare cantitativă, probabil. Nu e întâmplător că, de exemplu, unul dintre conceptele fundamentale actuale în sociologia, nu mai românească, dar universală, este conceptul de satisfacție a vieții. Pentru că starea de spirit a populației are nu numai resurse economice, ci oamenii sunt satisfăcuți sau nemulțumiți față de viață, considerând un ansamblu de lucruri. Nu numai că câți bani are în buzunar, dar ce se întâmplă pe stradă, ce se întâmplă la muncă, ce se întâmplă cu guvernarea. Da, am auzit că sunt corporatiști relativ tineri care după ce au muncit foarte mult într-o multinațională unde au câștigat foarte bine, în jur de 40 de ani renunță la acea carieră și încep să se ocupe de pictură, de muzică, de alte hobby-uri, ca să zic așa. Sigur că da. Deci, da. Simpla acumulare nu produce automat satisfacție și bucurie, plăcere de a trăi. Păi știi ce se întâmplă? Dacă luăm în considerare, de exemplu, atitudinea comunității, așa, observăm că sursele cele mai importante de satisfacție în viață, interesant, este viața personală și familia. Și pe măsură ce ne depărtăm de cercul individual, satisfacția cu viața începe să scadă. Cea mai scăzută satisfacție cu viața este viața politică. Deci, și de aceea și criticăm cel mai mult pe politicieni. Da. Adică atitudinea față de... Asta tratează și o insatisfacție în legătură cu propria noastră viață. Nu e vorba numai de obiectivarea problemelor. Da, dacă problemele astea se reflectă și în viața de zi cu zi. Deciziile lor se reflectă. Și pe urmă, ce se întâmplă? Noi avem mai multă putere asupra vieții noastre personale, dar oamenii consideră că nu au suficient control asupra ce se întâmplă în afară. Lucrurile acestea care sunt foarte subtile, foarte rafinate, cum le abordați? Cercetările predominant calitative ale acestor probleme sociale. Astea sunt cercetări. Da, dar aceste cercetări calitative se bazează și pe date cantitative. Da. Pentru că eu sunt de acord că metodologia cantitativistă este foarte bună, dar nu sunt de acord că este unică dă răspunsurile complete. Dar poate să fie doar baza. Adică e foarte important de văzut, de exemplu, cum diferite segmente ale populației percep starea lor de viață. Sunt date cantitative, dar datele astea cantitative creează și o diferențiere între segmentele societății noastre. Deci, cred că analiza calitativă
nici nu poate să funcționeze dacă nu se bazează pe date cantitative. Nu se reduce în niciun caz la date cantitative, dar trebuie să bazeze pe aceste date. Da, și în primul rând se spune din ce în ce mai mult și asta este una dintre ideile filozofice dominante în secolul al XX-lea, că știința este legată de măsurare și că avem atât de multă știință câtă matematică putem pune în acea știință. Numai că matematica, din ce în ce mai mult, este și o matematică a calitativului, a structuralului, nu este numai una măsurare. Dumneavoastră ați ridicat o problemă foarte, foarte, foarte importantă, pentru că, din păcate, și sociologia, într-un fel, a avut un entuziasm cantitativ, pentru că nu a vrut să depășească, să zicem, impresiile intuitive pe o bază mai solidă. S-a apucat să măsoare, să măsoare, să măsoare. Să îndemnă și în sociologia occidentală. Cantitativul încă este mult mai important decât calitativul. Și este un fel de criză a cantitativului care nu face saltul către calitativ. Și acum cred că există o presiune. O presiune ca sociologia să-și dezvolte capacitatea numai de a măsura. De a analiza, de a analiza datele și de a scoate care e semnificația acestor date. De multe ori, sociologia a produs tot felul de tabele cu date, 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 date. Datele nu vorbesc. Trebuie să le faci să vorbească. Asta e marea problemă a sociologiei. Să faci ca datele cantitative să vorbească calitativ. Am studiat ca student la Universitatea din București, în programul de la filozofie aveam cursuri de sociologie, cu atât mai mult cu cât facultatea de sociologie nu mai exista, nici cea de psihologie nu mai exista, înainte de 1980 fuseseră desființate. Ele au fost reînființate și ați fost unul dintre cei care, împreună cu regretatul profesor Ioan Mihăilescu, care a fost rector la universității atunci, ați reintrodus sociologia și psihologia a fost reintrodusă și țin minte că aveam și cursuri care mergeau pe metodologia cantitativistă, nu erau metodele și cercetările sociologice care aveau un aspect mai degrabă statistic, dar erau și cursurile hermeneutice, cursurile interpretative, filozofie socială și de sociologie. Sigur că sociologia dorea să se desprindă de filozofie ca să capete o anumită onorabilitate academică și pentru că matematica era prin excelență cunoaștere pozitivă, fiecare dintre științele sociale a încercat să încorporeze cât mai multă matematică, însă nu se poate reduce înțelegerea. Nici pe departe. Deci mă bucur că suntem convergenți în apreciere, suntem pe aceeași pagină, cum se spune aici. Și eu împărtășesc cu dumneavoastră un gen de optimism, să zic, rezonabil cu privire la evoluție, la dezvoltarea viitoare. Și aș vrea să vă întreb, în ce măsură programele actuale pe care le știți din universitățile noastre, programele de sociologie și noile generații de sociologi vor contribui la dezvoltarea acestor cercetări în viitor și cum anume institutul dumneavoastră aduce forță de muncă, să folosesc acest termen care nu e atât de poetic, e mai precis, în câmpul cercetării. Îmi pare rău că trebuie să ridic o problemă care e dificil să te tot plângi de resurse. Sociologia depinde de resurse financiare exact tot în celelalte științe. Fizicianul depinde de resurse pentru laborator. Are nevoie fizicianul de foarte mulți bani. Noi, neavând bani, stăm pe scaun, ne uităm pe fereastră și ne uităm la realitatea socială. Ce vedem noi din realitatea socială pe fereastră? Sociologul trebuie să ducă în realitatea socială. Pentru asta nu trebuie mulți bani. Dar trebuie un minimum de bani să mergem pe teren. Vreau să vă spun că de 20 de ani, institutul nostru doar întâmplător mai are resurse de cercetare empirică. Noi am avut, de exemplu, un grup de operatori de teren foarte important. Nu mai avut resurse de a finanța cercetarea empirică. Am făcut o cercetare doar pe date generale, ce am putut noi să culegem. Marile cercetări, de exemplu, empirice, sociale, le-am făcut
începutul anii 90. Țin minte că ați avut foarte multe cercetări de teren atunci. Adică știu din mărturile unor colegi sociologi care au lucrat și care au mers în comunități. Două cercetări în 91, 93 și pe urmă în 98-99. Și acum spuneți că aveți mai puține resurse decât aveați în 1990. Nu, deloc. Sociologia nu numai canalizează, dar produce și informații sociale. Sunt fapte sociologice pe care noi le culegem, le creăm. Să înțeleg că nici institutele și instituțiile publice sau cele politice care sunt stakeholder, nu? Ministerele care au vocație pentru ceea ce înseamnă înțelegerea socială, nici acestea nu vin către dumneavoastră să vă propună programe de cercetare pe care să le financeze. Nu. În ultimul timp începe să apară un anumit interes, dar nici sistemul politic nu are resurse financiare. Asta este foarte clar. Deci eu cred că, de aceea spuneam că sunt optimist, avem o criză și criza asta creează o nevoie și o conștientizare a acestei nevoi. Și în momentul de față, care ar fi crizele principale pe care le cercetați? Adică proiectele noastre pe termen foarte scurt sau pe termen mediu, care sunt? Ale institutului, mă refer, nu ale noastră calitate de sociolog. Institutul nostru a avut senzația oarecum de marginalizare. Nu suntem singuri, că întreaga știință românească este marginalizată, e subfinanțată. Fizicianul nu are bani pentru... O spuneam înainte cei din domeniul științelor umaniste, că din domeniul filozofiei, nici măcar resursele pe care le au cei din domeniul științelor sociale nu sunt. Sigur că da, deci e o chestie generală. Deci nu suntem noi singuri care suntem. Întrebați-i depinde pe lingviștii de la Academie sau pe istorii. O mare problemă. Știți ce se întâmplă? De exemplu, la ora actuală, noi avem mari probleme cu finanțarea difuzării rezultatelor cercetării. Noi avem 3 reviste științifice. Aceste reviste științifice nu sunt finanțate public. Le finanțăm din resurse proprii. Ceea ce nu se poate. Avem o revistă în format electronic, România Socială, care e foarte populară. În fiecare an sunt peste 100 de studii publicate și sunt sute de mii de cititori și din întreaga lume. Fără bani. Deci institutul face și cercetare, face și finanțează și difuzarea rezultatelor cercetării. Eu am în institut o mare problemă cu promovarea, pentru că e un institut care a fost tânăr, dar nu mai este un institut tânăr. A ajuns deja un institut la nivelul maturității științifice, dar din punctul de vedere al posturilor profesionale, încă sunt tineri. Da, din nefericire, cam asta este situația aproape a tuturor. Exact. Deci, Institutul de Filozofie în care lucrez eu, tot așa, nivelul de vârstă este foarte ridicat. Adică cei care sunt pe cercetători științifici gradul 3 sau ceva de felul acesta, deja sunt peste 50 de ani. Da, sigur că noi avem, deci, 32 de cercetători. Sunt cercetători simpli și 3. Și mult mai puțin cercetători 1 și 2. Da. Câteva cuvinte în încheiere ne puteți spune despre perspectiva aceasta și din punctul de vedere al relațiilor internaționale, ale institutului, ale internaționalizării cercetării, e foarte importantă și în domeniul social. Senzația mea este că, într-un fel, asistăm la o creștere a interesului extern față de ce se întâmplă în țările în tranziție. Da. Pentru că s-a considerat că un proces, să zicem, simplu așa și au dat seama că lucrurile sunt mult mai complicate și au început să fie extrem de interesant ce se întâmplă în cercetările noastre. Deci studiază chiar și cei din Occident studiază procesele acestea emergente. Exact. Sunt probleme noi și pentru ei sunt probleme noi. Domnule profesor, pentru că mi-ați fost profesor și mie și generației mele, domnule academician, vă mulțumesc foarte mult pentru eu mulțumesc acest pentru prilej invitație. Pe care mi l-ați oferit. Am fost o discuție extrem de interesantă. Și vă doresc mult succes. Bine. Domnilor, vă mulțumim și dumneavoastră pentru grija pe care și interesul pe care l-arătați pentru această emisiune și vom continua cu prezentarea altor institute ale Academiei Române. Mulțumim!